Accident azi noapte în capitală. Un șofer a ajuns cu mașina în Dâmbovița. Accidentul s-a petrecut în apropierea pasajului Nicolae Grigorescu. Bărbatul în vârstă de 36 de ani era singur în mașină. Nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a plonjat cu mașina în râu. Bărbatul a reușit să iasă singur din autoturism și a refuzat să fie transportat la spital.